Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la un nou episod de Dead Rising 3. Iar înainte să începem, vreau să reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți episoade în continuare. Vocea mea poate e puțin mai groasă pentru că filmez ceva mai de dimineață decât de obicei. De fapt, nu e dimineață, e cred că prânzul sau ceva gen. Oricum, este ceva mai devreme, sunt obișnuit să filmez de noaptea. Oricum, hai să vedem cum ne descurcăm. Stați o secundă, îți dau și o luminozitatea mai mare la ecran. Perfect. Mamă, de când n-am mai jucat Dead Rising 3, că filmeze multe episoade odată. Bun. Tab. Holy fuck, e departe, am nevoie de o mașină, ceva. Bun, știți care e faza cu jocul ăsta? Partea amuzantă din joc e când iei blueprint-urile alea, din ce am înțeles eu. Și, na, îți faci tot felul de arme noi. Chestia e că, dacă stau să iau blueprint-urile, durează destul de mult, cred, nu știu ce să zic. Am un taxi aici. Ok. Vreau să văd și eu cum naiba... Stai. Get off my ride! Uite, bă. Stai să văd pe unde n-ai trebuie să mă duc. Cred că pe aici. Bun, deci... nu mai țin minte ce trebuie să facem din episodul anterior. Tot ce știu e că am rămas atunci uimit că... N-am murit când ne-am mușcat zombiul. Mă uit să dacă mă duc bine. Ca să nu greșesc drumul. Incoming call. On top of some office. Mm-hmm. Construction in Almuda. Time for a hero. Misiuni opționale nu fac pentru că... Na, stai puțin, cum? Cred că trebuie să mă duc așa, așa și așa. Cred, nu sunt foarte sigur. Deci, să mergem... Pe aici. N-am... De fapt, mă, că am și minimapă, de ce n-ai, bă? Eu nu mă uitam la minimapă. Tocmai vreau să mă plâng. Bă, dar de ce n-am, mă, minimapă? Ok, ocolim pe aici. Nu prea înțeleg, adică... Dacă iau blueprint-urile alea, cum fac respectiva armă? Trebuia pe sub pod pe aici, cred. Oh. Holy shit! Ok, mașina asta a mers destul. Hai în următoarea. Mai schimbăm mașina. Na. Ați văzut că a ieșit deja fum din ea. Și nu vrem să o distrugem. Hai, mă, hai să ajungem la destinația respectivă. Să vedem ce se mai întâmplă. Noi inițial am plecat de lângă ăștia pentru că ne mușcase zombiul. Și până la urmă am aflat că noi ne refacem cumva, suntem un fel de Cristian Gog, cum zicea cineva în comentarii. Și, na. Holy fuck. Holy fuck. Hai că merge. Am intrat prin magazin pe acolo și se pare că avem 5 zile la dispoziție să fugim cu avionul. Cred că ăla e finalul jocului, cred, nu știu, zic și eu. Da, te fă. Ok, hai să punem mașina asta așa, în caz că vrem să mai plecăm vreodată. Colcăm pe aia. Perfect. Perfectos. Ușos. Openos. Da, ăsta e avionul de care vorbeam. Și toată lumea îl repară. Ai supraviețuit, Nick! Nu înțeleg ce e Zombrax-ul ăsta. We need your help. Let her down. She needs me. Guys down. Taking the AWOL. Yeah. And you know what they do to traitors, man? What? Oh man. Shut up. He's an old friend of mine. We used to be in a bunch of foster homes together. That is weird. You guys almost have the same tattoo. Yeah.
Don't know what it means. We've had it ever since we can remember. Ce? Are un tatuaj despre care nu știe ce. Where the hell are we going to find the fuel? Well, actually, you got a lead? Maybe. I met this guy. He's looking for Annie, I think. Said he'd give me some fuel if I can lead her to him. Na, ai menționat. What to love about that? It's a win-win. Besides, a little so-and-so deserves what she's got coming. Yeah, but... Listen, I got a bunch of hangouts all over town. There's a big one in Sunset Hills, I heard. Look for this graffiti. You'll know you're in their hood. It's a sign to each other that it's a safe zone. Just keep looking. That's how you're gonna find her. Just seems kind of like a shitty thing to do. I know she's real cute and everything. But I think all of us making out alive trumps you getting laid. I'll go find her. Ok. Dick. Ai un cap de dick. Nice. Bun. Oh my god. 1000 de metri. You have to be shitting me. Frate, ești nebun, mă pune să merg 1000 de metri, nici măcar nu știu cum ies din chestia asta. Ia-mă asta. Bun. Mai întâi de toate, hai să aflăm cum se iese. Pe ușa asta? Da. Bun, bun, bun. Și avem de mers doar 1 kilometru. Dai jos, tovarășe. Aolo, cum să mergi, mă? Unde e, mă? Frate. O mie de fucking metri. E destul de... Trebuie să ocolesc. N-am luat-o bine. Băgameș. Trebuia să mă duc pe unde m-am venit. O, naiba, dar s-o prind ăștia de tot, mă. Cum s-o prind ăștia așa de mașină, naiba știe. Cred că trebuie pe aici. Z. Dă-mă harta. Credeți că nici nu mai știu pe unde am venit? Ia uite-o, mă. Holy fuck. E roz. Așa da, mă, ne-a dat și nouă ceva ca lumea. Bună asta. Ne-a dat și nouă ceva cu care să ne deplasăm destul de repede. Încerc să evit cât mai mulți zombii. Nu prea pot, dar mă rog. Stai. Bă, eu sunt aici. Nu! Bun. Trebuie să mergem drept în față. Și o să ajungem. Acum eu sincer nu știu ce să zic. Nu cred că o să ne ajute chestia asta că trebuie să o găsim pe Annie sau cum naiba o cheamă și să dăm lui ăla. E doar o vrăjeală. Wow. Holy fuck, cum n-ai... E destul de stupid, pentru că ăla ne-a mințit odată. De ce n-ai mai are încredere în el din nou? Flip, e tu? Sports bike. Ce, mă? Bă, unde e motocicleta? What the fuck? Hai că ne-a dat mașina asta aici. Ne-a dat mașinuța. Uite-mă pe Hank. Pe Hancock. Avem nevoie de el. Avem nevoie să ne facem misiunea. Și cred că trebuie să mă grăbesc sau abar n-am căci că în 5 zile... 2, 2, 2... În 5 zile, ci că...
Trebuie să fugim cu avionul ăla, că dacă nu aruncă aia bomba și ne omoară pe toți. Bombastic. Mergeam mai bine cu motocicleta aia, că era rapidă. Dar oricum am ajuns. Clear zombie around. E ultima alta. Bravo, boss. De ce n-ai bama aruncat arma? Îmi aduce aminte de NRG-ul din Stamp. Din GTA! GTA. Hai să vedem. Survivor saved. Pe cine le-am să luăm? Băgă-mi. Find the... Listen, I'm looking for a girl called Annie. She around? How do you know Annie? I could let you in if you do me a couple favors. Ah, hi there. Like what kind of favors? Look, we had to abandon our other safe areas in a hurry. I left some important stuff behind. My tattoo kits over at the school and my wedding ring. I left it at that half-built house. We were being chased. It's in a box. Okay, I'll get your stuff, but then you're gonna let me see her. Yeah, that's the deal. Tattoo kit from the school, ring box from the house. Look for the graffiti. Okay, lady, you got a deal. You got a deal, lady. Bun. Chiar nu mă așteptam la chestia. Hai să lăsăm motocicleta acolo. Sau hai să o luăm. Mă gândeam să folosim motocicleta doar când ne deplasăm pe distanțe foarte mari, pentru că e rapidă, știi, și nu vreau să o pierd. Dar hai totuși. Bă, dar are o frână. Nici nu... Vă imaginați. Hai să ne oprim aici. Bun. Trei. Gata, mă, hai. Bun. Deci, trebuie să îi găsim inelul. Oh, mâncare. Ok, și o să facem cu 1. Oh, stai, am tot mâncare. Perfect. Orangă, chestii, trestii. Aici trebuie să-i găsim... ăla de tatuaje. Bă, băiatule. Urâte. S-a bat piciorul. O, naiba, zombi, stai puternic, mă. Bă, băiatule. A, gata, mă, știu ce zice să-i fac ăsta. Ia să-i dau cu sculdes cu-n cap. Dă-te jos. Trebuie să-i dau cu asta în cap, mă. Vedeți? Că nu le-au pus degeaba aici. Gă-ți-ai! O, dar are ăsta multă forță, dar dă cu el așa. Ok. Bum! Bombastic. Hai să vedem unde e ăla. Keyboard, că-i dau cu tastatura în cap. Bă, lasă-mă să-ți dau cu tastatura în cap. Dar nu-mi găsesc, adică unde naiba o fi tu? A, nu merge! Tastatura is not working! O, ești nebunul, tai pe ăsta și degeaba. Level up! Ne, tastatura nu e folositoare. A, uite! Holy fuck! Tot temă jos din narodule. Cum ne va lua mori eu pe ăsta? Dau la... Oh, oh. Oh, super! A, laibă cât de rezistent e. E amuzant că poți să iei toate obiectele și să te bați cu ele. Bun, tattoo kit. Ăștia scot niște sunete super ciudate. Holy fuck, dă-te jos. Jos. Mamă, ești nebun cu cerbat. Cu ăla de gunoi.
Bun. Acum trebuie să ieșim de aici și să ne ducem în cealaltă parte să-i luăm inelul. De nuntă. Tom, dar scoate niște sunete, chiar te sperii de asta. Ai obosit, mă? Mănâncă un snack. Un snack. Mă rog, nu e trebuie asta. Hai să luăm crowbarul. Fanii mei! Bum! Hop! Perfect! Vrum vrum! Fac, încerc să-i evit și din contra intru în ei. Hai mă! Așa. Bun. 200 de metri. Avem pe aici, pe undeva. Unde? La fuck! Ok, că pe aici, da. Serios, nu poți să treci cu motocicleta. You are fucking retards. Dă-te în grijanie. Cum naiba să nu poți să treci cu motocicleta printre chestiile alea două? Ce naiba, mă? Avem un supraviețuitor pe aici. Să înțeleg că asta era casa ei sau ce era? Ah, da, de huligani, da. Programez. Să iau crowbarul ăsta. Oh, un blueprint. Iha, dă-te în grijanie, să zice Iha, să auzi. Bun. Atun. Topor. Nu-mi dau seama de unde atacă. El. O, mă, mori. Mori, te îngerjanie. Și cum urc eu acolo, e întrebarea. Aici și ăsta care a venit aici să mă enerveze. Ce mi-a dat-o. Ia mă că iau eu armă ăsta. Am luat altă armă să-mi bat piciorul. Fire axe. Mă rog. Bă. Pe unde naiba? Pe aici, nu? Nu înțeleg. Cum urc în casă? Pe geam pe aici, oh my fucking god. Era așa simplu. Dă-te-n ghirjanie. De fapt, știi ceva? Fuck it, hai să nu mai pierdem timp, hai să luăm inelul. Și să-i dăm drumul de aici. Bun. Și acum probabil trebuie să ne întoarcem, nu? Nu mă mai duc după motocicletă, îmi bat piciorul. Ok. Băi, uite ce repede merge asta. Merge repede, dar m-am băgat prost.
Ia. Hai că o luăm pe asta. Ia uite. Habar n-am dacă e bine pe aici sau nu. Oh, mă. Oh, credeam că nu se spargă alea. Oh. Bă. Habar n-am ce s-a întâmplat aici. Sincer să fiu. Da, hai să mergem. Nu-mi pot, trebuie să merg pe jos. Uite, mai găsesc altă mașină. Ia uite, mă. Oh my. Holy fuck, ești nebun. Mamă. E intactă asta. Asta da mașină. Dacă erau străzile mai libere. Stai că am trecut. Ia uite-o cum arată, mă. E perfectă. Bun, dar aici încheiem și un episodul. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.